Salut, prieteni, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta. Într-adevăr și dreptate vă spun și în această seară, același Marius Dumitrache alături de colegii mei din Regia Tehnică. Doamnelor și domnilor, Partidul Social Democrat îndrăznește să crezi în România. Alături de noi este domnul senator PSD de Dâmbovița, domnul Leonardo Badea. Domnia asta este secretarul Comisiei de Buget Finanțe, dar și președintele Comisiei Reunite de Control a activității Curții de Conturi. Stimați prieteni, domnul senator Leonardo Badea, exclusiv la noi în studio. Dumneavoastră este și candidat al Partidului Social Democrat pentru Camera Deputaților. Bună seara, bine ați venit, domnule senator. Bun găsit, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noștri, și înainte de a discuta subiectele emisiunii, aș dori să urez tuturor celor care poartă numele de Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela, un la mulți ani cu sănătate și cu împlinirea tuturor dorințelor. La mulți ani cu sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Nu vă cheamă și Mihai sau Gabriel? Nu, sau... nu, nu. Dar aveți apropiații, rude, care sărbătoresc încă, sigur, la această oră. Aveți timp să-i onorați cu prezența? Mai târziu, spre seară, da. Știu că ați avut un program foarte încărcat astăzi, da. Mai ales, dar ați fost și la Parlament, așa, printre câteva vizite la întâlniri prin teritoriu. Da, da. Începem, haideți să vă propun pentru început, domnule senator, să abordăm recentul scandal, numai departe de ieri, din Parlament, apropo de votul pe care majoritatea PSD și ALDE l-a dat în Parlament privind majorarea salariilor din educație și din sănătate. Partidul Național Liberal a boicotat votul din Parlament, nu a fost prezent, și tehnocrații alături de PNL nu au fost de acord cu aceste majorări de salarii în preajma alegerilor parlamentare. Dumneavoastră cum vedeți opoziția Partidului Național? Eu am spus acest lucru ca să se înțeleagă foarte clar. În Parlament a ajuns o ordonanță de urgență, ordonanța de urgență numărul 20, care a fost dată de guvern, în care se prevedeau creșteri salariale între 5 și 15% pentru reprezentanții salariaților, deci pentru salariații din sistemul de sănătate și din sistemul de educație. De asemenea, această, urmând forma legală și constituțională, ordonanța este publicată în Monitorul Oficial și pe urmă este trimisă în Parlament pentru a fi dezbătută și discutată. Altfel spus, nu Partidul Social Democrat a ales acest moment pentru discutarea ordonanței în Parlament. Ordonanța a fost dată la începutul 1 iunie și, prin urmare, acum a fost momentul ca ea să ajungă în Parlament conform procedurilor. Mai mult decât atât, această ordonanță nu a fost dezbătută public. Dacă ar fi fost dezbătută public sau dacă ajungea mai devreme în Parlament, putem discuta acest lucru. Vis-a-vis de ceea ce se impută, faptul că se discută această ordonanță înainte sau de campanie electorală. Vă spun că există legea responsabilității fiscale care prevede în mod expres ca guvernul, repet, guvernul, să nu poată să facă aceste lucruri cu 180 de zile înainte de alegeri. Deci guvernul. Parlamentul, ce ar însemna ca Parlamentul? Să înseamnă că orice lege care ajunge în Parlament și care înseamnă o modificare într-un anumit context salarial, să nu poată să fie votată de Parlament, ceea ce e anticonstituțional. Parlamentul votează legile care ajung... Puterea legislativă, sigur, ia Parlamentului. Ia Parlamentului. S-a dorit ca... prin... Asta invocă Partidul Național Liberal. Am înțeles că vor și ataca la curte. Să atace și să avem o soluție care să clarifice foarte bine acest lucru. Repet, legea a fost urmărește tocmai pentru a înlătura excesele făcute de către guvern prin ordonanțe de urgență. Atunci când legea ajunge în Parlament, adică de fapt ordonanța a ajuns în Parlament, ea se transformă în lege și, bineînțeles, ea a fost amendată de către reprezentanții Partidului Social Democrat împreună cu aliații de la ALDE și a fost amendată tocmai pentru că noi am considerat, în urma discuțiilor pe care le avem cu cetățenii, cu reprezentanții din sistemul de sănătate, în urma programului de guvernare pe care noi ni l-am asumat, și avem un program de guvernare foarte important, atât pe sănătate cât și pe educație, am considerat că există posibilitate ca să se realizeze aceste măriri salariale începând cu 1 decembrie și de asemenea am considerat că sporurile calculate în domeniul medical trebuie să se raporteze la salariul existent în plată și nu la un salariu invocat care era ca bază de calcul în anul 2009. Nici nu există acest lucru sau nici nu ar trebui să existe într-o legislație europeană.
De asemenea, am încercat ca să încurajăm inclusiv și să motivăm inclusiv pe colegii care lucrează în sistemul educațional și care lucrează cu mai multe clase simultan, pe cei care ajung în locuri greu accesibile, pe cei care lucrează în sistemul educațional, în sistemul penitenciarelor, pe cei care lucrează din sistemul de sănătate la Casa Națională de Sănătate și de asemenea pe cei care fac gărzi și lucrează, fiindcă sănătatea noastră a tuturor este foarte, foarte importantă. Și trebuie spus că acești oameni desfășoară o activitate foarte importantă pentru societate. De unde bani, domnule senator? Ați identificat resursele financiare? Pentru că și l-am văzut și pe ministrul Dragoș Pâslaru ieri în Parlament și opoziția a invocat faptul că nu există resurse financiare pentru a onora această inițiativă legislativă. Fac un calcul, de fapt dau două răspunsuri. Primul răspuns, vă rog. De unde bani? Iau datele Eurostat. Datele Eurostat arată că în trimestrul 2 al anului 2016 România a avut cea mai mare creștere economică din Europa, din Uniunea Europeană, de 5,9% din PIB. De asemenea, această creștere economică se va menține tot anul, ajungând la o medie de 4,1-4,3% din PIB. Creșterea economică noi am spus că va apărea, fiindcă nu este vreun merit al guvernului tehnocrat această creștere, ci este meritul politicilor de relaxare fiscală adoptate de guvernul Ponta. Știți foarte bine că politicile de relaxare fiscală își fac simțit impactul economic în 1, 2, 3 ani de la adoptare, tocmai prin dezvoltarea mediului economic și tocmai prin faptul că mai multe venituri sunt fiscalizate, presiunea fiscală scade și atunci sunt mai mulți bani la buget. Altfel spus, au fost mai mulți bani la buget, sunt mai mulți bani la buget în creștere economică, sunt bani care nu sunt identificați în cadrul bugetului pentru a se face o rectificare bugetară și de asemenea tot ceea ce se invocă că nu am, ar fi resursă financiară este fals. Avem creștere economică și avem creștere economică de la guvernul Ponta încoace în continuu. Dar sunt voci care susțin, iertați-mă, că acești bani nu ar fi, nu ar exista în realitate, de numai ce? Pe hârtie ar fi. Cum să nu existe dacă sunt dați de Eurostat creștere economică și, să înțeleg, și sunt impozitați? Cum să nu existe? Am văzut că lucrați cu materialul clientului, vorba președintelui Liviu Dragnea, l-am văzut ieri. Adică nu se poate așa ceva, plus că noi putem să luăm bugetul de stat și să identificăm și locuri în care nu sunt bani folosiți. Adică acest guvern, guvernul zero investiții, cum îi spunem noi, are banii nefolosiți în diverse capitole bugetare. Dacă cumva e nevoie să spunem, am și ieșit public și s-a făcut un calcul asupra banilor care sunt nefolosiți din bugetul de stat și atunci eu cred că nu, aici este adevărata problemă. Al doilea punct de vedere pe care vreau să-l prezint este acela că lucrez cu materialul clientului. Guvernul a spus, domnule, prin reprezentantul lor, dânșilor, ministrul Muncii și Protecției Sociale, de altfel renumitul acum ministru domn Pâslaru, care i-a făcut pe profesori și pe medici trântori sau pomanagii, nu știu, sunt epitete care nu ar trebui să fie folosite în spațiul public față de nicio persoană. Mai ales în vocabularul unui ministru. Da, față de... Deci și PSD-ul, Partidul Social Democrat, a cerut demisia ministrului, fiindcă sunt termenii aceștia, sunt cel puțin inadecvați, ca să folosesc, dacă nu jignitor, ca să folosesc niște expresii elegante. Altfel spus, au spus că există un impact bugetar de 4,8 miliarde. Eu merg și calculez în felul următor. Acești bani se duc în sistemul public, se duc în salarii. Dacă iau o rată medie calculată tot de Eurostat, între 40% până la 44%, eu iau 42% de bani care rămân la bugetul de stat atunci când se plătesc salariile, înseamnă că din cei 4 miliarde calculăm vreo 40 ceva la sută și atunci vedem că mai rămân 2 miliarde și ceva, care, fiindcă restul se întorc în contribuțiile plătite la bugetul de stat și impozite. Și atunci, din acești 2,2 miliarde, dacă aplic teoria, o teorie economică minimalistă, să-i spun așa, de interpretare, că 20% din bani ar putea să meargă în economie, înseamnă că, deși nu o să meargă, o să meargă mai puțin, fiindcă oamenii au nevoie de bani, înseamnă că ajungem pe undeva cam la 80% din acești bani reintră în consum, când nu sunt fiscalizați. Deci, altfel spus, efortul bugetar, dacă scădem toate aceste calcule, este cu mult sub 2 miliarde și este... și nu este de 4,4 miliarde și este perfect sustenabil din bugetul de stat.
Dar unde sunt banii, domnule senator, dacă avem creștere economică? Nu este o situație paradoxală? L-am văzut și pe liderul ALDE, pe președintele senatului Călin Popescu-Doriceanu, adresând aceeași întrebare, evident, retorică la adresa cabinetului Cioloș. Dacă avem creștere economică, unde sunt banii, că nu se regăsesc în buzunarele românilor, în condițiile în care avem zero autostrăzi, zero investiții publice și așa mai departe? Este vorba de o proastă gestiune, este vorba de o gestiune necorespunzătoare a banului public, fiindcă nu regăsim banii prin rectificări nici la nivelul unităților administrative, UAT-urilor teritoriale, care nici dinși nu au bani de investiții, nu regăsim această creștere economică nici la nivelul în buzunar, nici la nivelul vieții de zi cu zi. Și atunci când Parlamentul dorește ca să ia astfel de măsuri de altfel normale pentru situația actuală existentă în România, se pare că nu e bine să luăm astfel de măsuri și guvernul tehnocrat sprijinit în mod clar de Partidul Național Liberal, care de altfel și-a asumat acest mod de a face politică al guvernului Cioloș și l-a asumat pe Dacian Cioloș în mod public, nu dorește să realizeze acest lucru. Și vă spun că, din contră, eu cred că nu sunt, ca să vorbesc în termeni economici, neapărat pentru politici prociclice, adică atunci când avem creștere să încercăm să împingem acești bani neapărat într-o zonă de consum, sunt pentru politici de zonă și de consum și de investiții. Deci sunt pentru politici echilibrate. Dar este momentul și ca pentru români să încercăm să creștem venitul mediu pe locuitor, fiindcă altfel decalajele noastre cu Uniunea Europeană oricum sunt foarte mari și altfel gândiți-vă cât de greu găsești în acest moment, sunt, și eu vă spun în teren, mă duc în localități din județul Dâmbovița, mă duc în Moreni, e greu ca să ai un medic adus la Moreni, să vină și să profeseze la Moreni. La fel de greu și la Pucioasa și în alte orașe din județul Dâmbovița. Este greu să aduci un medic. Este, de asemenea, nu este deloc ușor ca să ai profesori buni pregătiți în anumite zone care nu sunt neapărat centrale și nu sunt în jurul orașelor. Și atunci trebuie să gândești un sistem, fiindcă oamenii au același drept la educație, oamenii au același drept la sănătate. Care investiții, domnule senator? Pentru că administrațiile publice sunt foarte supărate pe acest guvern de tehnocrați. Da. Banii pe OGS 28 nu mai sunt. Deci banii sunt blocați și acolo. Avem un deficit de 3%. Trebuie să readucem aminte că guvernul Ponta a lucrat cu un deficit mai mic. De sub 2%, 1,7%, 1,3%. Și atunci trebuie spus că deși deficitul este de 3%, deși avem creștere economică, deși avem instrumentele statului care colectează banul public, deși s-a reducerea presiunii fiscale, poverii fiscale a dus la colectarea banilor la bugetul de stat, suntem în paradoxul guvernului tehnocrat. Nu avem bani. Nu avem bani. Suntem în paradoxul guvernului tehnocrat, nu avem bani, oameni buni, deși avem creștere economică, cel puțin așa indică datele statistice Eurostatul, cum foarte bine precizat domnul senator Leonardo Badea. Pe de altă parte, sau în aceeași ordine de idei, domnul senator, a existat ieri vorum în Parlament la amendamentele aduse de către Partidul Social Democrat la ordonanța numărul 20. Discuția a fost în Camera Deputaților. Eu nu am, fiind senator, noi avem... Dar trebuie să vă pregătiți pentru cameră. Da, da. Dar vă spun în mod categoric că există la pupitru acolo un președinte de ședință și doi secretari care conduc ședința. Nu sunt de la aceeași grupuri politice. Unul era de la minorități și unul la PSD. Și vă spun că votul acolo este vot electronic și nu văd cum... Deci dacă cine știe cum să votează în Parlament electronic, nu-mi dau seama. Deci n-a existat un model Anastase Reloaded. Păi nu, atunci să număr așa, știți, o altă aritmetică, știți? Nichita Stănescu, știți? Era o altă aritmetică. O altă aritmetică. Da, da, da. Era și o poezie dedicată academicianului Solomon Marcus. Da. Deci a existat vorum până la urmă, că am văzut și aseară foarte multe dezbateri. Dacă există, sigur, atenție, sala poate fi filmată în diverse momente ale discuției. Și din diverse unghiuri. Și din diverse unghiuri și mai mult decât atât, trebuie să fie prezent exact momentul în care se votează electronic. Fiindcă votul este electronic. Și fiecare are o cartelă pe care o introduce în aparatul de vot și votează. Ideea asta, și ai un număr de secunde limitat, ideea asta că se poate vota să, și nimeni, cred că la cum se filmează, n-are cum să voteze. Votează fiecare cu cartela lui, că este imposibil, nu ai nici timp
Și oricum se filmează sala și se poate observa foarte clar dacă există discuții pe această temă, sigur, Partidul Național Liberal poate să facă și lucrul acesta, să conteste votul. Cu toate că eu cred că mai bine vota împreună cu Partidul Social Democrat aceste măsuri și cred că până la urmă guvernul ar fi trebuit să-și susțină propria ordonanță amendată de Partidul Social Democrat, e adevărat, cu amendamente, fiindcă și-ar fi făcut un bine. Eu cred că e și o greșeală politică a guvernului tehnocrat faptul că nu înțelege momentul și nu înțelege asta, arată că nu are realitate cu ceea ce se întâmplă în teren. Nu înțelege ceea ce își doresc oamenii de la un guvern, fiindcă guvernul acolo este reprezentantul nostru. N-a înțeles nici ceea ce au cerut sindicatele. Și discuția cu sindicatele. Am văzut și protestele sindicatele. Da, discuția cu societatea, cu reprezentanții societății, că sunt în sindicate, că sunt în societatea civilă, mersul efectiv în teren, cum îi spunem noi, poate să-ți dea o viziune de ansamblu asupra situației generale și cred că te poate îndrepta, ca să nu spun obligat, spre decizia corectă. Să iei decizia corectă. De altfel, liderii PNL pe mine m-au surprins, au interzis parlamentarilor să fie prezenți în sală în momentul votului la acest demers al Partidului Social Democrat de majorarea salariilor din educație și din sănătate, pentru că le-a fost teamă, domnule senator, că sunt unii parlamentari care ar vota această lege, că îi întreabă electoratul când se duc în județele pe care le reprezintă sau le vor reprezenta în continuare, îi întreabă, domnule, n-ai fost de acord, n-ai fost în sală, de ce n-ai votat sau dacă ai fost, și probabil că le-a fost teamă că unii dintre parlamentarii PNL ar fi votat. Nu e vorba aici și de o sinucidere politică din partea Partidul Național Liberal. Este o decizie pe care Partidul Național Liberal a luat-o. Eu am înțeles și boicotul politic în sensul că probabil s-a dorit să nu existe vorum la vot și probabil a fost și un alt motiv și acesta, dar noi aici discutăm, suntem toți trimiși în Parlament de către cetățeni prin votul cetățenilor și ar trebui să ascultăm vocea poporului. Și atunci cred că politica devine mult mai apropiată de ceea ce trebuie să însemne pentru, și pentru politician și pentru cetățean. Dar vocea poporului, domnule senator, spune că nu numai salariile profesorilor din sistem bugetar și cei din educație ar trebui mărite, și alte categorii. Exact. Exista legea salarizării unitare, un proiect existent în guvernul Ponta, pe care guvernul Ponta l-a lăsat, cum să spune, la cheie. La cheie, în sărtare, și zace în sărtare. Și care nu a fost adoptat. Dacă PSD-ul era astăzi la guvernare, noi aveam legea salarizării unitare și atunci nu mai existau astfel de discuții. Mai mult decât atât, erau făcute calcule matematice, macroeconomice, clare. Era o măsură sustenabilă. Nu discutăm și trebuie să fim, și noi suntem foarte clari, corecți și concreți cu ceea ce prezentăm în programul de guvernare. Tot ceea ce scrie acolo reprezintă lucruri sustenabile. Și din punct de vedere macroeconomic, noi vrem să facem investiții în România de 50 până la 60 de miliarde pe măsuri sustenabile prevăzute. Investiții în autostrăzi, investiții în spitale, investiții în spitale regionale, inclusiv un mare spital național, republican, făcut până în 2020, făcut în București, cu 2400 de paturi și care să aibă finanțarea de 750 de euro pe zi pe pat, exact cum este după modelul spitalului existent la Viena, AKH. O să discutăm pe marginea programului de guvernare al Partidului Social Democrat. Întrăznește să crezi în România este și sloganul PSD-ului, stimați legislatorii, în perspectiva alegerilor parlamentare. Până una alta, ne apropiem și de finalul primei părți a emisiunii. Dumneavoastră mergeți foarte mult în teritoriu, aveți foarte multe întâlniri cu oamenii. Am înțeles că e a treia etapă, la câte întâlniri aveți cu electoratul dâmbovițean și nu mai vă întâlnesc cu ei. Ce reacție au oamenii când vă întâlnesc și ce mesaje le transmiteți dumneavoastră? Oamenii au o reacție pozitivă, foarte bună la discuțiile pe care le avem și eu sunt foarte mulțumit că au încredere să ridice problemele care, de altfel, unele sunt nerezolvate, altele sunt în curs de rezolvare. Discutăm inclusiv de probleme de administrație. Au înțeles că parlamentarul trebuie să facă legi și atunci avem inclusiv discuții legislative, lucru care în trecut, acum 10-15 ani, era greu de diseminat, nu eram parlamentar atunci, dar făceam politică și acum lumea este mult mai informată, mult mai în legătură cu tot ceea ce înseamnă activitatea politică.
Așteptările sunt mari și există și abordări punctuale, dar există și abordări generale pe care noi le dezbatem. Dom'le, sunteți cu aceeași clasă politică de 25 de ani, n-ați făcut niciunii ceva foarte bun și eu sunt în teren tocmai să le explic că există diferențieri, să le explic oamenilor și să discutăm faptul că altfel a mers treaba în România atunci când am avut guvern PSD și se poate vedea tot pe statistică, inclusiv rezultatele guvernării Ponta, inclusiv rezultatele guvernului Năstase, inclusiv perioada în care Călin Popescu Tărăcean a fost prim-ministru, vis-a-vis de ceea ce a însemnat acest lucru în creșterea economică a României și în viețile oamenilor. Și există în acest moment o dezamăgire față de guvernul tehnocrat, o simt peste tot pe unde mă duc în teren, iar oamenii au înțeles foarte clar că guvernul tehnocrat este guvernul PNL. Există o dezamăgire față de guvernul tehnocrat și eu simt acest lucru, un guvern care este susținut de către Partidul Național Liberal, stimați prieteni, subliniază senatorul PSD de Dâmbovița, domnul Leonardo Badea. Trebuie să luăm un scrumă de publicitate, nu plecați nicăieri, vă mulțumim că și în această seară ne primiți în casele dumneavoastră, luăm publicitate, revenim imediat, o să aflăm ce prevede programul de guvernare al Partidului Social Democrat valabil după ce va accede la putere, stimați prieteni, după data de 11 decembrie, pentru că toate sondajele de opinie indică Partidul Social Democrat ca fiind câștigătorul acestor alegeri. Publicitate, revenim imediat.